Un sondaj realizat a stabilit faptul că oamenii încep să observe semnele îmbătrânirii în pragul celui de-al 42-lea an de viață, în timp ce vârsta la care te simți în culmea sănătății este de 34 de ani. Realizate de OnePoll pentru Found, interviurile au relevat că simptomele îmbătrânirii, durerile articulare sunt 39%, apariția unor afecțiuni cronice precum hipertensiunea sau diabetul 37%, încetinirea metabolismului 35% sau acumularea de greutate 30%. Deși înaintarea în vârstă este inevitabilă, schimbările sănătoase în stilul de viață reprezintă o măsură preventivă care poate contribui la atenuarea problemelor legate de vârstă, cum ar fi creșterea în greutate și afecțiunile cronice. În ultimii 100 de ani, aproape că ne-am dublat speranța de viață, așa că este esențial să fim proactivi în ceea ce privește prelungirea duratei de viață sănătoasă. Sondajul mai arată că, deși respondenții încep să observe că trebuie să facă schimbări în rutina lor de sănătate și wellness în jurul vârstei de 39 de ani, 21% dintre ei neagă faptul că organismul lor îmbătrânește. Dintre cei care aleg să facă schimbări prin exerciții fizice regulate și o alimentație mai bună, 61% amână efectuarea schimbărilor timp de 3-6 ani, iar 29% până la 2 ani, relatează observatornews.ro.